Bună dimineața la mine și bună seara la voi. Asta fac timp de 12 ore, citesc continuu. Așa mi-am propus eu să fac un maraton de citit pentru că vreau să termin neapărat și cât mai repede o carte deja începută înainte de vacanță. Știți deja despre ce e vorba dacă sunteți pe Instagram contul Ai Carte, Ai Parte, scris I Carte, I Parte. E bine, eu sunt Roxana, iar dacă sunteți pe aici și pentru prima dată, vă invit să vă abonați, să dați click pe clopoțelul de notificări și haideți cu mine la maraton să vedem câte cărți, ce tupeu, câte pagini citiți în 12 ore. Eu vreau să termin cu Ion, sunt la pagina 234 și mai am până la 446, deci vreo 200 și ceva de pagini pe care vreau să le termin astăzi în timpul acestui maraton. Ion, carte, un roman pe care mi-am propus să-l recitesc și mă bucur tare mult că fac asta, că am decis asta. Nu mă gândeam că o să spun treaba asta, pentru că mie Ion nu mi-a plăcut aproape deloc la școală. Am învățat obligată fiind, făcând parte din lecturile școlare, așa cum scrie și aici. Nu mi-a plăcut Ion la școală, nu mi-a plăcut că mi-a picat la bac, am învățat foarte mult din cauza lui, l-am urât pe Ion. Acum mă irită în continuare personajul Ion, dar îmi place foarte mult povestea. Deci eu am rămas cu impresia că Ion este o poveste foarte nașpa, de care n-are ce să caute în bibliografia școlarului. Dar nu știu de ce, nu m-a atras de nicio culoare atunci. Chiar nu credeam că o să spun așa ceva despre Ion cu Liviu Rebreanu, pentru că odată ce treci de o anumită vârstă, se consideră că nu mai simți la fel o lectură și într-adevăr n-am mai simțit-o la fel. Acum îmi place, deci chiar îmi place Ion, îmi place mult de tot. Sunt în momentul înainte de nunta lui cu Ana. Oh, și ce urmează. Vedeți, știu în linii mari ce se întâmplă în roman, dar nu mai țin minte cum decurge toată acțiunea, cum se petrec lucrurile în roman. Eu cred că nici nu am terminat Ion la liceu. Eu cred că am citit Ion doar atât cât a fost obligatoriu, dar nu tot romanul, că nu ne-a ascultat nimeni dacă am citit sau nu tot romanul. Deci eu nu mi-amintesc partea asta. Cred că de asta sunt atât de încântată de cum se întâmplă lucrurile și cum este scris. Bine, Rebreanu intră în scriitorii români ale cărui povești îmi plac, ale cărui opere îmi plac, chiar dacă nu sunt eu foarte prietenoasă așa cu stilul lui de a scrie. Nu. O să vă povestesc despre asta, o să fac un vlog video separat doar cu și pentru Rebreanu, cu toate operele citite de la el. Până acum, v-am zis, sunt la Ion și dacă este timp, și sigur trebuie să fie timp, că 200 de pagini doar nu le citesc în 12 ore, avem Agatha Christie 10 Negri Mititei, haideți să o și desfac acum. Când peste 2 miliarde de exemplare vândute, carte tradusă în peste 100 de limbi, cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, spune aici, de la Buzz Books, avem și de la Litera, Agatha Christie 10 Negri Mititei. O desfac chiar acum cu voi pentru că este în țiplă, așa cum a sosit de la Litera. Nu am apucat încă să fac asta. E bine, de Agatha Christie îmi tot doream să citesc o carte, orice carte, pentru că, da, n-am apucat să citesc până în prezent nici măcar una, doar m-am uitat la filme și zic, haide măi să mă îndrăgostesc și eu de Agatha Christie. Cred că o să meargă repede, nu? Așa cum mi-ați și spus când am scris atunci pe Instagram sau când am numit eu câteva cărți pe care să le citesc în vara asta, era și 10 Negri Mititei și voi ați spus, da, ia-o pe asta că o să o citești foarte repede. Am avut Verity în schimb. Pentru cine nu știe, la sfârșitul lunii avem club de lectură pentru Verity, o carte foarte faină, un roman care s-a citit de bine. Eu l-am citit într-o zi și jumătate. Așa cred că ar trebui să fie și cu Agatha Christie, să o citesc în mai puțin de o zi, adică în aceste 12 ore. Ion și Agatha Christie, ei îmi vor ține companie în acest maraton de lectură și probabil îmi voi încheia seara cu Audio Tribe, un audiobook acolo unde cântă racii, pentru că am făcut pauză. Ce vă spuneam în vlogul trecut este că nu e nicio problemă dacă faci pauză, audiobook-ul rămâne al tău, te întorci oricând dorești asupra lui. Și să dăm drumul la maraton! Ora 10 și 30 de minute până diseară la ora 22 și 30 de minute pe Instagram iCarte,
parte mă găsiți. Haide să dăm drumul la treabă, să continuăm cu Ionică al Glanetașului. Ce poveste! Bineînțeles că o să vorbim mai multe, o să povestim mai multe la Book Review, dar până atunci nu pot să nu spun câteva vorbe despre acest roman al lui Liviu Rebreanu. Probabil, sper că toți care sunteți acum aici ați citit măcar un roman scris de Liviu Rebreanu și știți despre analiza psihologică pe care o face, a făcut-o scriitorul nostru român atunci când a scris aceste opere. Am mai citit de la el Pădurea Spânzuraților și Adam și Eva, iar acum Ion recitit, zic eu recitit, însă v-am zis, nu-mi mai amintam foarte multe din carte, nu știu dacă am reușit într-un final să o citesc vreodată până la capăt sau doar am făcut rezumatul datorită profesoarei de limba română care ne-a ajutat pentru bacalaureat. Ce voiam să fac era să citesc cap-coadă acum la vârsta asta, pentru că vreau să citesc cam toate operele scrise de Liviu Rebreanu, mai am în plan Ciuleandra, mă rog, nu știu dacă pe toate, dar Ciuleandra este următoarea pe listă, nu am, trebuie să o caut. Despre Ion, nu știu ce să vă spun mai multe decât cunoașteți și voi, poate sunteți curioși să știți părerea mea, este o poveste care cred că ar trebui citită în continuare de oricine, deși am spus că nu înțeleg rostul pentru care un tânăr la bac ar trebui să aibă acest roman de studiat. E o poveste care mi-a plăcut și îmi place cum a scris-o Liviu Rebreanu, îmi place că na, deși acum suntem în anul 2022, în secolul al 21-lea, vedem viața țăranului român din secolul al 20-lea și înțelegem, da, prin prisma lui Ion, unde avem aici în acest roman glasul pământului și glasul iubirii, că astfel este și împărțit romanul, fiecare cu mai multe capitole, și înțelegem condiția țăranului român și dorința lui atât de înăbușitoare de a avea cât mai mult pământ și cât mai multă avere. Atât de mare și de înăbușitoare dorință încât se căsătorește cu o fată pe care nu o iubește, bașca o consideră urâtă și nu o suportă lângă el. Mai mult decât atât, iubind pe alta și dorind pe alta. Trebuie să citiți acest roman dacă n-ați ajuns încă la el și sper că pe aici sunt și adolescenți care au citit romanul Ion. Apropo de asta, că mă gândeam să facem un club de lectură, poate la anul, când o să fie din nou vremea bacului, ce ziceți? Anul ăsta nu mai are sens, e vacanță, încep școlile din septembrie-octombrie, zic să o lăsăm așa cu Ion anul ăsta și la anul să facem un club de lectură, nu? Pentru cei care vor da bacalaureatul. Revin, mă duc la masă și apoi ies în parc să iau aer și rămân pe pătură să citesc în continuare, mă duc la 10 negri mititei. Să continuăm cititul. Maratonul merge de minune. Mă bucur că am făcut acest maraton pentru că nu m-aș fi băgat și nu m-aș fi încumetat să citesc atât de mult. Dacă-s acolo, o să las o grămăjoară de pietre aici, pe buștanul delegat Barca. Când în cele din urmă apa se întoarce acasă, țâșnesc afară, dezvăluindu-și chipurile. Minunății și lecții despre viață pe care nu le-ar fi.
Haideți că tocmai ce am auzit că la ora 4 vine ploaia, după 4, ceva de genul. Așa că ar trebui să mă grăbesc dacă vreau să prind și eu măcar o oră și ceva de stat în parc la iarbă verde și poate să și povestesc ceva de acolo, dacă nu, când vin acasă mai povestesc cu voi și până diseară mai este cale lungă. Faza e că este sâmbătă la mine azi și sunt tentațiile mari să mai fac un alta, să mai ies în oraș cum ar fi la Înghețată, pe Victoriei, pe calea Victoriei diseară. Aaa, și o fix azi am maraton! Nu, că nu renunț la citit. Mi-am propus să fac maraton de citit azi, sâmbătă. Ne auzim. Pa, pa. Vorbim mai încolo. Reușit să stau în parc. N-am citit decât 20 de pagini, cred. 20 de pagini din Agatha Christie, 10 negri mititei, și aici este cam gălăgie, deci nu cred că putem sta de vorbă. M-a oprit de ploaie, aștept să se oprească și mi-am luat o înghețată cu gust de mentă, dar nu cred că sunt șanse de a se opri. Mă uit acum și pe vreme. Weather 33 de grade, la 33 de grade plouă. Da, 50% ploaie, n-ai ce să faci azi. Toată ziua e ploaie. Deci, se vede la voi? Toată ziua e cu ploaie azi. M-am așezat și eu frumos în parc, citesc 20 de pagini și vin picăturile mari și rapide de ploaie peste mine. O să stau aici cât să mănânc o înghețată, să beau apă. Și mai citesc, că e relaxant pe canapeaua asta. Și pe drum am citit, bine, mi-a și trecut, a trecut foarte repede timpul, că după ce am mâncat, nu știu, mi-a mai sunat telefonul, e foarte greu să citești continuu 12 ore, adică să nu te apropii de nimic altceva, de telefon sau, nu știu, te trece la toaletă, se întâmplă ceva, orice, știi, adică nu poți să, chiar dacă îți programezi ceva. Și ce ziceam este că am ascultat acolo unde cântă racii și ascult în continuare în timpul în care nu citesc fizic 4 ore și jumătate din 10 ore. Și cum am plecat eu așa din parc, că începuse ploaia, și cum din ploaie, ca de obicei, o dă în soare și în curcubeie. Ideea era că voiam să ies puțin din casă, aici mă ia somnul dacă stau să citesc continuu multe ore, deci simt că adorm. Și vreau să dorm și de fapt nu vreau să dorm, vreau să citesc, dar ceva în creierul meu se întâmplă în momentele alea în care mă pun la citit și petrec mai mult timp decât de obicei. Doamne, n-am mai stat așa o zi întreagă să citesc de foarte mult timp. De atunci, de când am făcut primul maraton, deci e foarte haios că primul meu maraton organizat de mine, pentru mine, a fost anul trecut și tot cu rebrea nu eram, adică chiar mi se pare foarte haios ăsta, că n-a fost nimic programat, mi-a venit într-o doar așa, negândit, neplanificat cu timp înainte, aseară mi-a venit ideea și azi am pus-o în practică. Zic, chiar fi să fac un maraton de lectură, de citit, să mă antrenez, să mă ambiționez, să termin odată cu Ion și să trec și la o altă carte. Și de ce nu 10 negri mititei? Faza e că nu prea m-a aprins până acum și sper să se întâmple ceva rapid, că altfel o să mă simt prost, o să mă simt un cititor prost, neșcolit, neînvățat, nu știu ce, neinițiat în operele Agathei Christie. Sunt naiba la pagina 50 și ceva și
Acum parcă începe să mă facă curioasă, dar până aici, nu știu, și nici stilul de a scrie, nu pot să zic că mă dă pe spate, trebuie să recunosc, este destul de alert, dar încă nu s-a întâmplat ce aștept eu să se întâmple. Mă duce cu gândul la crima din Orient Express, care s-a întâmplat tot într-un tren și bănuiesc că urmează să se întâmple niște crime în acest tren, așa cum începe acțiunea, că asta și spune aici la început, într-un colț al unui vagon de fumători la clasa 1. Și mi-a plăcut foarte tare că a început cu poezia aceasta lui Frank Green. 10 negri mititei au ucinat sub lună nouă, unul însă s-a înnecat și au rămas doar 9. Mai știți când decelul nostru românesc, un elefant se legăna pe o pânză de păianjen și după aia 10 elefanți, ta-na-na-na. Așa aici, fix la asta m-a dus cu gândul, deci exact la elefantul, la cei 10 elefanți se legănau, doar că aici începe de la 10 negri mititei și se duce la unul singur până când s-a spânzurat și n-a mai rămas nici ăla. Deci aștept crimele și sper să mă prindă rapid cartea asta. N-am citit încă foarte mult din ea. De ce? Deci de la 10 și jumătate m-am apucat de citit, am terminat cu Ion pe la 1 și jumătate, mi-am luat prânzul, am stat să fac limonadă, m-am mai mâncat un pepene, am ieșit apoi în parc și m-a apucat ploaia, deci n-am apucat să citesc decât 15 pagini, nu mai știu exact, oricum, când am ajuns să-mi iau înghețata, aveam deja un număr de câteva pagini citite și am mai stat acolo să mă adăpostesc, pentru că se pusese ploaia foarte puternic și efectiv nu puteam, eu stau foarte aproape de parc, dar tot nu puteam să plec pe ploaia aia. Între timp am ascultat Acolo unde cântă racii, a început să mă piardă deja. Bine, nu a început, mă pierduse încă din Italia, trebuie să recunosc. V-am arătat în daily vlogul din Italia cu audiobook-urile că ascultasem o oră. Pe mine m-a prins foarte bine cartea la început, mi-a plăcut foarte mult cum a început povestea cu Kira Cheia. Doamne, am uitat numele și doar am ascultat azi. Cu asta mică care la vârsta de 9 ani se vede că mama sa nu mai vine acasă, pleacă de acasă și odată cu ea, rând pe rând și ceilalți frații ei și rămâne ea singură, dar că deși m-a ținut captivă povestea până, nu știu, prima oră, ceva s-a întâmplat după. N-am reușit să mai fiu la fel de atentă și de concentrată. Habar n-am de ce. Sper să se rezolve pe parcurs, deși am deja vreo 4 ore și jumătate, cred. Da, chiar am ascultat astăzi, adică cum am avut timp liber, ca să înțelegeți că eu 12 ore continuu, chiar am ținut-o pe citit și să nu spuneți că audiobook-urile nu intră la citit, până la urmă e o poveste, o altă poveste, nu? Adică ce contează sub ce formă o am, că este citită, că e ascultată, că e vorbită, că e povestită, că whatever. Este o poveste pe care eu o cunosc acum că am ascultat-o sau că am citit-o. Și continui cu Agatha Christie. Vă povestesc puțin mai încolo, nu ies nicăieri până la urmă în seara asta. Mi-am făcut pofta de înghețată, prietenii pot să aștepte, azi e maraton, este maraton de citit. Asta e, am anunțat pe toată lumea, cel mult dacă este să ies diseară după ora 22:30. Ne vedem și ne auzim mai încolo. Hello, din nou aici aveți o persoană fericită, o cititoare fericită. Am terminat și Agatha Christie 10 negri mititei. Trebuie să menționez că este obositor să faci un astfel de maraton, adică o zi întreagă să citești. Eu nu am făcut absolut nimic toată ziua. Am pierdut timp ducându-mă până în parc și prinzându-mă ploaia și încercând să mă adăpostesc, dar în rest nu am făcut nimic, cel mult mi-am pus masa sau chestii, toaletă și altele, pe scurt așa. Așa mi-a mai intrat pe Instagram, nu știu, 3-4-5 stories pentru serviciu că a trebuit să postez. Eu, jobul meu este în Irlanda și se lucrează și sâmbătă și duminică, așadar eu postez și în weekenduri acolo. În rest nu am făcut nimic, nimicuțe în afară de a sta cu ochii cu nasul în cărți.
Am terminat Ion, după cum v-am ținut la curent astăzi, iar acum la 10 și 45 de minute am încheiat cu Agatha Christie și epilogul, am dus până la final toată cartea, tot romanul. Ce să vă zic, așa pe scurt, că o să avem book review, dar pe scurt, pentru că n-am citit niciodată nimic de Agatha Christie până în prezent. Nu pot să zic, deci eu nu sunt mare fan romane polițiste, știam asta, nu mă omor cu ele, dar am apreciat nespus scritura, povestea mai degrabă. Deci stilul de a scrie al Agatha Christie, pot să zic că mă dă wow, ce mai scritură, știi ce zic? Dar povestea atât de bună, atât de inventivă, de doamne, genială femeia, da, cum a pus cap la cap puzzle-ul și fiecare piesă și fiecare crimă și chiar a spus și ea, nu știu dacă voi aveți același exemplar ca mine, dar a spus și ea că este cea mai grea carte la care a lucrat și este o muncă titanică în spate și nu doar ceilalți, toți și critici și toată lumea care a citit cartea a fost mulțumită de această operă, dar ea însăși a fost fericită și încântată și mulțumită de ce a ieșit din acest roman. Se vede că este în spate o muncă titanică, după cum ea spune. Foarte bună povestea, foarte bună cartea, înțeleg de ce este atât de iubită Agatha Christie. Ce am spus, repet, ține de gusturi, nu este tocmai, nu știu, ceva ce vreau să citesc în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Da, am bifat și eu acum Agatha Christie. Îmi place mai mult să mă uit la filmele care s-au făcut după cărțile scrise de Agatha Christie. Foarte ciudat. De obicei știți că e total invers. Eu încurajez foarte mult, citiți cartea înainte și apoi filmul. Oricum am uitat la prea multe filme, ecranizările după cărțile ei, nu știu, adică am văzut cam toate, Moarte pe Nil, Crimă din Orient Express, am văzut cam tot și știam, tot așteptam și în 10 negri mitri de hai, unde apare binecunoscutul Poirot. O carte foarte bună și am terminat, am mai ascultat, stați așa ca să-mi iau și telefonul să vă spun cât am ascultat astăzi, deci eu n-am stat o clipă, în fiecare moment în care nu am citit fizic carte, am ascultat carte, am avut acolo unde cântăracii, după cum vă spuneam și astăzi, 4 ore și jumătate din 10 ore. Deci mai am de ascultat, dar o să închei cu acolo unde cântăracii în seara asta înainte să adorm. Ascult în continuare să-mi vorbească actrița care a narat această carte, nici nu știu dacă am la îndemână acum ca să vă spun, dar găsiți asta pe audiotribe.ro dacă vreți să vă faceți cont și abonament la ei. Și cu asta v-am lăsat, a fost un maraton de lectură reușit, zic eu, a meritat o zi întreagă să stau doar să citesc, îmi doream să termin Ion și îmi doream să mai citesc încă o carte. Acum urmează să mă apuc, cred că de? Încă nu știu, trebuie să mă uit în bibliotecă de ce să mă apuc. Mai am o carte pe listă pentru vara asta și în rest, sinceră să fiu, aș intra la clasici. Am două opere mari cu foarte multe pagini. Dacă erați pe aici până în seara asta, dacă ați mai fost pe aici, știți că am zis despre Mizerabili, că nu am citit, îmi doresc foarte mult să citesc Mizerabila lui Victor Hugo și Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade, că Eliade știți deja că este, știți că este preferatul meu și vreau să-i citesc toată opera. Și cu asta v-am lăsat, să aveți noapte bună, seară bună, de fapt la mine este noapte, la voi o să fie ora 19 și ceva, în funcție de câte minute are videoul acesta, încă nu știu. Și spor la citit și în tot ceea ce faceți, nu uitați, dacă v-ați abonat, un click acolo pe clopoțelul de notificări. Eu sunt Roxana, mulțumesc că ați fost cu mine, ne vedem marțea viitoare cu un nou vlog. Seară faină!